În cadrul unei conferințe de presă susținută marți, 4-6-2024, la sediul Partidului Câmpina Curată, președintele Rudolf Leica, alături de candidații la Consiliul Local Adina Gârbăcică și viceprimarul Liviu Dumitrache, au tras un semnal de alarmă cu privire la mai multe nereguli ce se pare că vor fi săvârșite în ziua alegerilor din 9 iunie. Conform informațiilor furnizate, un număr de aproximativ 5.000 de persoane din alte localități, dar cu domiciliul sau reședința în Câmpina, dobândite în ultimii 3 ani la adrese comune, vor vota la secțiile din municipiul nostru. În acest sens, reprezentanții Partidului Câmpina Curată au făcut mai multe adrese organelor abilitate pentru a lua măsurile corespunzătoare. În urma informațiilor publicate de către Autoritatea Electorală Permanentă cu privire la numărul alegătorilor înscriși în liste electorale permanente, se constată că aceasta este mai mare decât numărul locuitorilor municipiului Câmpina stabilit prin recensământul populației la data de 31 decembrie 2021. De asemenea, în spațiul public au apărut informații conform cărora în anul 2020, an electoral, numărul persoanelor care și-au stabilit domiciliul sau reședința în municipiul Câmpina a fost de 13.660 de persoane, dublu față de media anuală, înainte și după această dată, care a fost constant de aproximativ 7.000 de persoane. Dacă vă uitați pe acest tabel, în anul 2020, 13.660 de documente emise, 2021 au fost emise 6.896, în 2022 6.996, iar în anul 2023 7.380. Între cele 13.660 persoane care și-au stabilit domiciliul, un număr mare de persoane cu vârsta peste 18 ani au obținut pentru prima dată cărți de identitate. Sunt de asemenea informații că aproximativ 5.000 de persoane care locuiesc efectiv în localități din județul Prahova, și aici putem face referire la localitățile Șotrile, Florești, Filipești de Pădure, Filipești de Târg, Călinești, Măgureni, Cocorăștii Capli, Băicoi, Ploiești, Plopeni. De asemenea și din alte județe, cum ar fi Hunedoara, Harghita, Covasna, Mureș, care și-au stabilit domiciliul sau reședința în municipiul Câmpina în perioada 2020-2024. Având în vedere că aceste informații care au dat naștere unor suspiciuni cu privire la modul în care anumite persoane au obținut domiciliul sau reședința în municipiul Câmpina, după ce am analizat și primit de la Primăria Municipiului Câmpina listele electorale permanente, experții noștri au analizat numărul de persoane înscrise în aceste liste electorale și domiciliile la anumite adrese. Rezultatele acestei analize sunt de natură să determine suspiciuni rezonabile că procesul electoral și rezultatul votului la alegerile locale din data de 9 iunie vor fi viciate prin faptul că un mare număr de persoane cu domiciliul în municipiul Câmpina, dar care nu au locuit efectiv niciodată în această localitate, vor veni sau vor fi aduse să voteze aici, legal, desigur. Este posibil ca aceste persoane să fie deja la această oră în municipiul Câmpina. Astfel, acolo unde am constatat că la aceeași adresă locuiesc mai mult de 8 persoane, am procedat și la vizualizarea exterioară a clădirilor respective, majoritatea dintre acestea fiind improprii locuirii unui număr mare de persoane. Adresele și numărul de persoane cu domiciliul în clădirile respective sunt localizate în special pe următoarele străzi: strada 1 decembrie 1918, strada 24 ianuarie, strada Alexandru Ioan Cuza, Aleea Lunului, Aleea Arcașului, Aleea Islaz, Aleea Panduri, Aleea Scărișoara, Aleea Vânători, strada Anai Pătescu, strada Avram Iancu, strada Bogdan Petriceicu HD, bulevardul Carol I, bulevardul Culturii, strada Beiuș, strada Bobâlna, strada Bucea, strada Calea Doftanei, strada Câmpului, strada Cărămidari, strada Dr. Constantin Istrati, strada Toma Ionescu, strada Dr. Victor Babeș,
strada Ecaterina Teodoroiu, strada Fabricii, strada Griviței, strada Înlungă, strada Independenței, Ion Creangă, strada Lacul Peștelui, strada Locotenent Colonel Ero Oprescu Adrian, strada Maramureș, strada Mihail Cogălnicianu, strada Milpovului, strada Mioriței, strada Muncii, strada Năsăud Poborului, strada Orizontului, strada Păcuri, strada Pădurii, strada Petru Rareș, strada Plaiului, strada Popa Șapcă, strada Prundului, strada Racovei, strada Redutei, strada Rezervoarelor, strada Serge Major Erou Nicolae Grigore Nicolae, strada Zorilor, strada Simion Bărnuțiu, strada Târnava Mare, Târnava Mică, strada Târgu Mureș, strada Tineretului, strada Trandafirilor, strada Voila, strada Zorilor. Un exemplu elocvent reprezintă o garsonieră în suprafață de 10 metri pătrați, în care au domiciliul 9 persoane, situată în strada Milcovului, numărul 1, apartamentul 66. Noi nu avem nici dreptul și nici mijloace necesare să ne substituim autorităților statului cu atribuții de verificare și constatare a respectării prevederilor legale în această situație. Dar datele pe care vi le-am prezentat sunt de natură să dea naștere unor bănuieli legitime și suspiciuni rezonabile. De aceea am transmis o sesizare oficială autorităților statului cu atribuții în acest domeniu. Poliția Română, în atenția domnului inspector general Benone Matei, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, în atenția domnului comisar șef Marius Mihai, Poliția Municipiului Câmpina, în atenția domnului comisar șef Alexandru Vasile. De asemenea, în atenția domnului Marcel Ciolacul, primul ministru al României, domnului Cătălin Predoiu, ministrul afacerilor interne, domnului Bogdan Despescu, secretar de stat MAI, domnului Toni Greblă, președinte Autoritatea Electorală Permanentă, domnului Vasile Bicu, președinte Birou Electoral Central, domnului Emil Drăgănescu, prefectul județului Prahova și doamnei Cavalec, ambasador al Statelor Unite ale Americii. Am solicitat astfel instituțiilor statului să cerceteze cu celeritate și să stabilească dacă persoanele care și-au stabilit domiciliul în perioada menționată au făcut acest lucru din motive obiective, în mod voluntar, sau dacă li s-a sugerat sau cerut acest lucru de către anumite persoane în schimbul unor foloase materiale necuvenite. Cine le-a indicat persoanele dispuse să le ia în spațiu locativ și în ce scop? Iar în funcție de cele constatate să adopte măsurile ce se vor impune. Un alt subiect abordat în conferința de presă se referă la faptul că, în mod suspect, mai mulți președinți de secții de votare din Câmpina au fost înlocuiți după mai multe tentative și presiuni de alte persoane din afara municipiului nostru. Așa după cum știți, în data de 20 mai, Autoritatea Electorală Permanentă a desemnat președinții și locțitorii secțiilor de votare. În cursul săptămânii trecute au apărut în spațiul public informații conform cărora mai mulți președinți și locțitori ai secțiilor de votare au renunțat la aceste funcții și niște știri pe surse conform cărora asupra unora dintre demisionari s-au făcut presiuni în acest sens de către anumite persoane salariați ai primăriei. Conform datelor publicate de AEP, în 10 secții de votare din cele 23 existente au fost înlocuiți președinții sau locțitorii, sau chiar ambele persoane. S-a ajuns astfel la situația în care, dacă la prima tragere la sorți, toate persoanele desemnate, președinți sau locțitori ai birourilor secțiilor de votare erau din Câmpina, ulterior, după alte 2, 3 sau chiar 4 trageri la sorți, au fost înlocuite cu persoane din Ploiești, Breaza, Comarnic, Aricești Rahtivani, Filipești de Târg și Lipănești. Astfel, la secția 180, Voila, pentru locțiitor, s-a ajuns la a patra desemnare, o persoană din comuna Lipănești. La secția 172 din Slobozia, situația este similară. S-a înlocuit președintele secției de votare după 3 trageri la sorți cu o persoană din Breaza, iar vicepreședintele după a patra extragere cu o persoană din Ploiești.
La secția 160 a fost înlocuit președintele la a treia extragere cu o persoană din Breaza. La secția 164 a fost înlocuit președintele la a doua extragere cu o persoană din Aricești Rahtivan. La secția 165 a fost înlocuit președintele la a treia extragere cu o persoană din Ploiești. La secția 175 a fost înlocuit președintele la a doua extragere. La secția 176 a fost înlocuit președintele la a treia extragere cu o persoană din Filipești de Târg. La secția 178 a fost înlocuit președintele după patru extrageri cu o persoană din Ploiești. La secțiile 166 și 169 au fost înlocuiți locțiitorii după două extrageri cu persoane din Comahnic și din Breaz. Partidul Câmpina Curată nu are reprezentanți în secțiile de votare, dar candidații noștri la Consiliul Local vor fi prezenți pe tot parcursul zilei de duminică în secțiile de votare și vor sesiza orice abatere ce o vor constata în procesul de votare. Atragem atenția membrilor birourilor secțiilor de votare să-și îndeplinească atribuțiile cu profesionalism, fără părtinire. Știm că ziua de duminică va fi o zi lungă și obositoare, dar nimeni nu trebuie să aibă acest lucru ca scuză. În încheiere, Rudolf Leica a adresat mai multe întrebări aparent retorice actualului primar al municipiului Câmpina, care fac cumva o sinteză a tuturor lorilor de poziție avute de Partidul Câmpina Curată de-a lungul timpului față de lipsa de transparență și acțiunile împotriva voinței generale a locuitorilor orașului nostru avute de primarul în funcție. Noi, Partidul Câmpina Curată, credem în transparență. Știm de asemenea că domnul primar nu îndrăgește transparența și dialogul cu cetățenii. Însă ne aflăm în campanie electorală, iar funcția publică pe care o deține în urma alegerilor din 2020 îl obligă pe domnul primar să răspundă la foarte multe întrebări care, din păcate, nu și-au găsit răspunsul de prea mult timp. Așadar, domnule primar, având în vedere că serviciul de stare civilă se află în subordinea dumneavoastră, ați avut curiozitatea să solicitați verificarea celor semnalate, respectiv faptul că în anul 2020 numărul persoanelor care și-au stabilit domiciliul în oraș a fost de 13.660, dublu față de media celorlalți ani? Care este situația reală la adresele unde au domiciliu permanent sau temporar persoane într-un număr mult mai mare decât permite legea, așa cum s-a sesizat în presă, și cine manipulează aceste persoane? Deși la finalul anului 2023 primăria a avut în conturi peste 20 de milioane de lei, de ce nu ați finalizat la termen lucrările finanțate din fonduri europene și ați creat astfel o gaură de 14 milioane în bugetul local? Domnule primar, în bugetul de venituri și cheltuieli, la capitolul 4, subvenții, pagina 4, apar fonduri din împrumut rambursabil în valoare de 25 de milioane de lei. De ce mințiți câmpinenii că dumneavoastră nu îi veți îndatora prin credite? Sau dumneavoastră nu înțelegeți că împrumut rambursabil egal credit? De ce nu ați ținut seama de părerea celor 7.000 de câmpineni care au semnat petiția antipasaj și ați emis autorizația de construire pentru acest pasaj fără să aveți bani prevăzuți în buget? Domnule primar, care este valoarea studiilor de fezabilitate plătite de primăria Câmpina în ultimii 3 ani? De ce nu faceți publice numele firmelor sau persoanelor care au sponsorizat primăria în toamna anului trecut pentru organizarea Festivalului Artelor și Sporturilor? Au aceste firme sau persoane legături comerciale cu instituția publică pe care o conduceți? De ce nu ați demarat exproprierea turnului inclinat? Care este stadiul ecologizării batalelor care au aparținut fostei rafinării și au fost achiziționate de o firmă din Breaza cu 3 euro? Este doar o întâmplare
că firma respectivă are sediul în Breaza, pe aceeași stradă unde domiciliază fratele domnului colonel Prună, consilierul dumneavoastră? De ce nu apar în declarația dumneavoastră de avere cei 900.000 de euro încasați pe două terenuri forestiere în suprafață de 5 hectare? Câte mașini de epocă dețineți și cât au costat acestea? Este adevărat că locuiți în castelul de la Poiana Câmpina, copie infidelă a castelului Iulia Hașdău? Și de ce nici acesta nu apare în declarația dumneavoastră de avere? Domnule primar, din respect pentru câmpineni, de ce nu vă faceți public CV-ul? La ce vârstă ați luat bacaloreatul și unde? Ați fost recomandat de baronul Iulian Dumitrescu Lamborghini pentru înscrierea la Colegiul Național de Apărare? Și ce vă califică să ajungeți la o instituție de acest nivel? Folosiți grupuri de cetățeni pentru a răspândi dezinformări, folosind tactici ale vechii securități? În încheiere aș mai vrea să adaug că toate materialele promoționale emise și distribuite de Partidul Câmpina Curată sunt asumate și niciun material electoral neasumat, fără inscripțiile legale, nu are legătură cu Partidul Câmpina Curată. Dragi câmpineni, nu uitați să vă exercitați dreptul la vot. Să nu lăsăm alte persoane din afara câmpinei să ne decidă viitorul.